Bine ați venit la Muzeul Animat! Eu sunt Mihai Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate. Împreună vom crea o bandă desenată inspirată după un exponat dintr-un muzeu. Haideți să vedem care este subiectul sau tema noastră. Personajul din cel de-al șaptelea episod este un opaiț de la Muzeul Gheorghe Severeanu. Astăzi ne vom opri la Muzeul Gheorghe Severeanu. Casa care găzduiește muzeul a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Aici poți vedea una dintre cele mai valoroase colecții de monede vechi din România, dar și artefacte neolitice, vase antice, geme și camee, obiecte antice din bronz, marmură sau sticlă. Toate acestea au fost colecționate de medicul radiolog Gheorghe Severeanu, primul director al Muzeului Municipal București. Se pare că îi plăceau mult și opaițele, pentru că în colecția lui se află și câteva obiecte de acest fel. Acum ne pregătim să creăm banda desenată, inspirată după opaițele expuse la Muzeul Gheorghe Severeanu. Folosim o hârtie A4, așezată pe orizontală, pentru că vom face o bandă desenată cu două casete sau două momente dintr-o poveste. Aceasta este schița, adică desene foarte simple. Iar pentru replici putem trasa linii ajutătoare acolo unde vom scrie. Și să avem în vedere că textele vor fi înconjurate de baloane. Puteți să vă gândiți la o poveste din imaginația voastră, dar important este să aveți ca personaj principal exponatul nostru din muzeu. Bineînțeles, vă puteți inspira și din ceea ce vă arăt eu. Începem cu prima casetă din stânga. Desenăm un oval. De această dată vom avea trei personaje principale. Opaițele, lămpile mici cu fitil. Îi facem și partea de jos. Acum seamănă ca un castronel. Un semi-oval și partea de jos. Fiecare opaiț va arăta într-un anumit fel, ca să le deosebim. Desenăm un mic orificiu pentru fitil, de unde se va aprinde. Încă un cerc și primul opaiț este aproape gata. Continuăm cu cel de-al doilea. Desenăm un oval mai mare. Facem și partea de jos, dar nu până la capăt. De acolo vom face partea unde intră fitilul. Cum spuneam, fiecare opaiț va arăta diferit. Iar acestuia îi mai adăugăm câte ceva. Al treilea opaiț este cel mai diferit. Începem cu un oval mic, iar un pic mai în dreapta desenăm un oval mai mare. După care îi unim cu două linii curbe. Acum ștergem acea linie ajutătoare, ca să mai adăugăm câteva detalii. Acestui opaiț îi facem un mâner mai mare, ca o toartă. Îi adăugăm un model. Acum revenim la primul opaiț pentru a-l transforma în personaj. Îi desenăm doi ochi. La fel și pentru celelalte două personaje.
iar pentru cel din mijloc, desenăm un alt model. Puteți desena oricare alt model doriți. Important, pentru că personajele au prins viață, trebuie să aprindem fitilul opaițelor. Exponatele se află într-o vitrină de la muzeu. Desenăm partea de jos și cea de sus. Mai departe, ca să ne amintim ce trebuie să facem, ne uităm la schiță să vedem ce am plănuit că se va întâmpla în următoarea secvență din banda desenată. Vom desena aceleași personaje, dar poziționate altfel, pentru că se întâmplă ceva. Începem în altă ordine, dar îi vom desena folosind aceeași metodă. Mai avem încă unul din personajele principale. Observați, opaițele sunt așezate în alte poziții. Înseamnă că s-au mișcat. Oare e posibil așa ceva? Desenăm și detaliile. Expresiile lor sunt foarte importante. Ochii sunt îndreptați într-o anumită direcție. Facem și ultimele detalii, modelele. Să nu uităm să aprindem fitilul la fiecare opaiț. Trasăm și vitrina. Vom mai desena un nou personaj. Oare cine este înăuntru cu ei în vitrina de la muzeu? Ce poate fi? Cred că v-ați dat seama ce desenez. Este un bec, dar nu orice bec. Acum este un personaj de benzi desenate. Adăugăm câteva semne că se întâmplă ceva și anumite personaje sunt surprinse de ceea ce se întâmplă. În următoarea etapă, colorăm personajele. Și în spatele lor, fundalul. Să nu uităm de replici. Așa cum am spus la început, vă puteți crea propria poveste și propriile replici. Haideți să ascultăm povestea în benzi desenate despre opaițele de la Muzeul George Severanu din București. Pe curând și ne revedem la un nou episod din Muzeul Animat. Primele obiecte de iluminat au apărut acum 40.000 de ani. Acestea erau de tipul pietrelor sau al scoicilor, în care era pus mușc de copac, îmbibat în grăsime animală și aprins. Opaițele sau lămpile sunt obiectele de iluminat ale antichității. Dar cred că opaițele de la Muzeul George Severanu ne pot spune mai multe despre felul în care funcționau de fapt.
Eu pot lumina 3 ore în șir. Am cel mai grozav fitil. E din textil. Eu mă mândresc cu cel mai frumos decor. Doar nu am ars degeaba în cuptor. Nu vă mai lăudați degeaba până nu vă terminați treaba. Și pentru mine au folosit un tipar, altfel cum era să apar? Sst, faceți liniște, doar suntem la muzeu. Privește câtă lumină e deasupra noastră. O friv un zeu? Oare funcționează cu seu? Ba bine că nu, parcă ești picat din cavernă. E doar un bec, o rudele noastră modernă.